Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Domnule, la banca plouă, în același timp, tot la banca, uite vă iau și pe dumneavoastră, tot la banca, la primărie, sunt discuții foarte, foarte mari, ca mai în toate primăriile din județul Vaslui. De ce sunt discuțiile astea așa, aspre? Exact cum zici și dumneavoastră, că am tot județul, știți? Problema e că trebuie să stabilim salarii conform așa. Legii salarizării și dacă tot vrem să stabilim salarii, trebuie să negociem. Eu ieri am avut toată ziua negocieri cu salariații, am discutat cu toți salariații, am convenit în funcție de bugetul pe care îl avem. Că asta e și, asta e și scopul. Adică să avem bani, nimeni contra să mărim salarii, dar să avem și bani. Adică noi avem atâtea proiecte în derulare, avem atâtea cofinanțări, avem atâtea promisiuni care le-am făcut noi, aleși local la cetățeni, din taxe și impozite, din banii lor, și noi nu mergem numai pe mărim de salarii. Ei vor salarii mari, ați văzut și dumneavoastră, erați dincolo. Aseară, deci, ieri toată ziua convin și am zis, pe bugetul care l-am la investiții, le dau 2 milioane jumate la fiecare. Pe fiecare să măresc cu 2 milioane jumate salariul de cadrare. Acum s-au întors că vor mai mult, vor salarii mari, vor de 50 de milioane salarii. Deci ce principii veți adopta? Că uite și oamenii de aici sunt curioși. Problema știți care este? Așa. Ăștia guvernanți au rugat pisica în curtea primăriei. Așa e, de acord. Asta înțelegi? Acum, de exemplu, totul este cade în spatele consilierilor și a primarului. Dumneavoastră toți sunteți consilieri, da? Da, da. Așa. De unde să dăm dacă nu sunt? Deci, care dintre dumneavoastră este cel mai la curent să se pregătească să vorbească? Pentru că din punctul meu de vedere, care vă mai spun pentru cine nu știe, eu bat 300 de comune, peste toate e aceeași treabă. Ați avut, cum vă numiți? Ciubotaru. Domnul Ciubotaru, ați avut o vorbă care e clară. Au aruncat pisica în consiliile locale, în primării și pe seama primarului. Au luat mâna de pe ăștia, de exemplu, acum care totul în spatele nostru la primarul. Așa. De exemplu, problema este ca asta, deci trebuie să te încadrezi în bugetul local, dacă n-ai bani, n-ai voie să faci rectificare de buget, să iei bani din altă parte, n-ai cum să faci așa ceva. Că asta e caz penal, deci el ajungi pe la, nu știu, pe la DNA sau până. Deci trebuie să te încadrezi cât acolo, am 10 lei, ai 10 lei, trebuie să mă încadrez în tot ce chestii. Deci care e principiul, domn primar, ca să știu că până la urmă o rezolvat sau trebuie rezolvat? Până la urmă trebuie să o rezolvăm, dar trebuie să o rezolvăm cât mai să aibă, măcar, și noi ne dorim cât de cât, dar să aibă și un salariu decent, așa, nu cum doresc ei 50 de milioane. Bun, hai să fim serioși, aveți posturi neocupate, veți folosi banii aia, cum? Așa, că banii aia nu-i, că noi de la începutul anului avem un buget și la bugetul respectiv am o sumă. Noi, discuția care am avut-o pe comisie, am gândit, consilierii au discutat, să ne încadrăm în bugetul aprobat la 1 ianuarie 2017 pe capitolul. Astea sunt și instrucțiunile. Astea sunt. Noi nu ne ducem, nu putem să luăm de la investiții, de la gospodărirea populației, să luăm bani și să ducem la salarii. Deci noi, eu așa văd ca ordonatul și comisia care a fost ieri la buget finanță, tot la fel. Am văzut că sunt discuții cu propuneri de 3.000, de nu știu cât. Bun. Deci nu-și dorești salarii. De la 1.000 la 3.000 se poate? Cum? De la 1.000 și ceva la 3.000 se poate mărirea asta de salariu? Deci un adaug de 200-300 la fiecare, ca să zic ceva. Dar nu se poate. Eu da. Că îi spun ei, domnule, că e posibilitate că sindicatul. Poftim, sindicatul e sindicat. Sindicatul, știți cum e. Nu e ordonator, nu răspunde de bani. Nu răspunde. Consiliul local răspunde și noi. Dacă la sfârșitul anului nu sunt salarii, ce facem? Noi avem atâtea proiecte de rulare care trebuie să vină cu o finanțare. Dacă noi nu avem bani, primatul nu trebuie să programăm banii acolo? Să-i avem ca să ne putem derula proiectele în curs? Sigur că da. Să ne ducem, dăm salarii și la urmă spune, știți ce spune la urmă? Păi, tu ai făcut. Ați votat, ce treabă? Întrebați Consiliul Local, nu? Întrebați Consiliul Local, deci are toate chestia. Eu azi, da, și ei vin și spun, dă-mi, dar n-am înțeles, dar pentru primar, pentru Consiliul Local sunt bani. Dă-mi, dar n-am spus, unii legi nu-i tocmeală. Deci nu-i o lege, dar unde se stabilește salariul funcției de banii din bugetul local. Asta e situația, ce vrei să faci? Na. Unii, dar ei când s-au mărit 10%, 15%. Eu la 1 ianuarie am înțeles cu 25%. Li se dau premiile astea de vacanță, tichetele de vacanță care s-au... Deci dar tot din banii care i-aveți. Tot din banii care i-aveți. Astea nu tot de aici pleacă. Și atunci, cum veți putea chipzui după niște principii ca să scoateți în banii ăștia tot? Principii cel mai bun care aseară, chiar eu eram mulțumit și am plecat acasă, după ce am discutat cu contabil, secretar,
care eram aici aseară, am ajuns la o idee, am văzut și bani sunt în buget și am spus să dăm 2 milioane jumate la fiecare. Salarii. Adică 250 de lei la fiecare creștere. 250 de lei creștere la fiecare. Și la fiecare, iar de acolo 1000 invers. Mărim, ajungem la salariul brut, din salariul brut ne ducem și dăm acolo la garanția 0. Și la garanția 0 prin sport de vechime și atunci aflăm salariul și reiese și coeficientul care care tot zic ei. Deci creșterea ar fi ca principiul la dumneavoastră propus și încă neadoptat pentru că am văzut că oamenii discută în contradictoriu. Acum noi mergem în Consiliul Local, Consiliul Local mai discutăm o dată, ei sunt cei care sunt responsabili împreună cu mine. O să discutăm pe cifri, că toată lumea vrea cu cifri, nu cu ce vom, că vom încasa, că vom face, nu discutăm cu... Nu. Noi discutăm și ce avem astăzi. Așa e corect, domnule primar. Deci, dacă nu ai bani și eu aș vrea să-mi iau un Mercedes, dar dacă mă gândesc, de exemplu, să-mi iau o mașină, așa și cu bani. Deci nu poți să depășești, deși este bugetul local. Principiul e corect. Corect. Deci asta e lucrul. Bun. Cum îl rezolvați cu oamenii vor mai mulți bani? Cum? Deci noi, dacă tot v-ați asumat deci discuția, ziceți rezolvarea. S-a discutat la nivel de primărie și de contabil și asta. Deci exact că tot unul primar, cât poate deci, să atâta să dea, atâta. Deci mai mult n-avem cum. Deci noi, și eu aș vrea să luptăm, Doamne ferește, nu e problemă. Și toată lumea, și un primar. Dar trebuie să ne încadrăm în bugetul care este. Deci e clar că trebuie să vă încadrați în buget. Să ne încadrăm în buget. Oamenii care, să zicem, se arată nemulțumiți, cum le veți rezolva nemulțumirile? Păi eu vă spun un singur lucru. Mulțumiți nu poate să plece. Fiindcă știți cum e când o aruncat și este stabilirea din salariului din cadrare, la FUP, în seama noastră, la Consiliul Local, gândiți-vă că fiecare salariat trage să aibă un salariu mai mare. Firesc, absolut normal. Dar noi o să facem în așa fel, o să gândim la ceea și de fapt e realitate și o să le... Eu le propun, deci cât de cât o mărire, dar în funcție de sumele care le avem în lucru. Veți face această propunere publică prin dezbaterea în Consiliul Local? Exact. Acum mergem de aici, mergem în Consiliul Local, sunt și ei acolo, eu le spun care e realitatea, mai departe Consiliul Local hotărăște. Bine, domnule primar, așteptăm să vedem cum ați hotărât și dumneavoastră și consilieri. Vă felicit că sunteți activi, domnilor. Deci trebuie să fim așa și trebuie, deci în Consiliul Local.